La solicitarea Coatim, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat închiderea sau, după caz, restricționarea traficului rutier în vederea executării lucrărilor la obiectivele execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud lot 1 și execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord lot 2, începând cu data de 7 august. Astfel, circulația rutieră va fi închisă pe următoarele trasee și tronsoane, după cum urmează. În perioada 7 august-10 septembrie, pe strada Traian Lalescu, etapizat, etapa 1 pe tronsonul cuprins între Bulevardul Vasile Pârvan și strada Ioan Curea, cu devierea traficului rutier pe strada Victor Babeș. Etapa 2, închiderea parcajelor existente pe tronsonul cuprins între strada Ioan Curea și strada Victor Babeș. În perioada 7 august-30 septembrie, pe strada Muncii se închide sensul de mers dinspre strada Nicolae Andreescu spre strada Ardealului și se deviază circulația rutieră pe strada Martir Gogu Opre, respectiv în zona verde existentă pe strada Ardealul, tronsonul cuprins între strada Martir Gogu Opre. În perioada 1 august-9 septembrie se restricționează etapizarea circulația rutieră pe strada Gheorghe Adam, în zona intersecției cu strada Lorena, pe timpul nopții, în intervalul orar 26.